În acest an, vameșii și moldoveni sunt cei care anunță sosirea primăverii. Angajații serviciului vamal vor împărți mii de mărțișoare persoanelor care intră sau ies de pe teritoriul țării prin toate cele 40 de puncte de trecere a frontierei. Deși este ultima zi de iarnă, vameșii dăruiesc deja mărțișoare celor care traversează frontiera. Pentru majoritatea călătorilor, acesta este primul mărțișor primit în acest an. La postul vamal Cahuluancea, prima persoană felicitată cu sosirea primăverii a fost un cetățean român care a venit în Moldova după cumpărături. Cu vinile primăverii! Vă mulțumesc foarte mult! Vă doresc multă sănătate și succes în activitatea dumneavoastră! Să trăiți! E un gest frumos, dar nu pentru femei la noi, nu pentru bărbați. În Moldova poartă și bărbații mărțișoare. Da? N-am știut. Cu adevărat că am așteptat primăvara asta după iarna care am avut-o. M-a surprins cu mărțișorul ăsta. E un gest frumos, plăcut. Femeile au fost mai încântate de mărțișoarele primite. Este o mare surpriză pentru mine. Este un simbol la venirii primăverii. Vă mulțumesc din suflet. Mulți ani înainte. Mulțumesc din suflet. Bun venit la noi în Basarabia. Prima dată văd așa ceva. Poate n-am fost așa să fiu eu în ziua respectivă, dar anul ăsta este foarte mare surpriză. Nu m-am așteptat și n-am mai văzut asta niciodată. Cei vameșii sunt mai severi. Da. Cu sosirea primăverii. Mersi. Fii sănătoasă, mulțumesc. Mersi foarte mult și vreau să le urez femeilor din Republica Moldova la mulți ani cu 1 martie. Vameșii au fost darnici și la complimente. O primăvară frumoasă. Să rămâneți așa tânără. Mi-aș dori. Petrecem această acțiune, semănăm la toți stricătorii mărțișoare, pentru că e o tradiție frumoasă. Ce simbol are mărțișorul? Iubire, dragoste, tinerețe. Acțiunea vameșilor va continua și mâine, de 1 martie. Banii necesari pentru procurarea mărțișoarelor provin din bugetul sindicatelor serviciului vamal.